În noaptea de 21 spre 22 noiembrie s-a spart Catedrala Ortodoxă Veche, mai precis ușa din partea stângă din curte de la intrarea în Sfântul Locaș, forțându-se ușa, mai precis decupându-se o porțiune din ea, pentru ca respectiv să poată pătrunde în biserică. Au spart cutiile mirelor, cele 5 cutii ale mirelor, sustrăgând banii de acolo. De asemenea, au spart ușa de la proscomidierul din Sfântul Altar, din partea stângă, precum și diaconarul din partea dreaptă, dar nu au dispărut de acolo niciun obiect, nici din Sfântul Altar, nici din diaconar, nici de la proscomidier, niciun obiect de valoare. Probabil cei care au pătruns înăuntru, fiind interesați în mod deosebit de banii existenți în biserică. Este regretabil că sunt persoane, tineri sau vârstnici, care nu mai au niciun fior, nicio frică de Dumnezeu, niciun respect față de locașul cel sfânt, încât nu poate decât să ne producă o profundă amărăciune și durere sufletească. Mulțumesc frumos!